Patru gimnaste de la CSM Ploiești evoluează pentru Cupa României. Astăzi a avut loc antrenamentul oficial, iar mâine se va desfășura concursul propriu-zis. Competiția este găzduită de sala din Dobroiești, Ilfov, și în cadrul ei participă cele mai bune 6 gimnaste la fiecare categorie, conform clasamentului de la campionatele naționale. Denisa Stoian, Miruna Ciocârlan și Gabriela Constantin vor fi prezente în competiția juniorelor, iar Sabina Enache în cea a prejuniorelor. Sportivele CSM-ului se vor prezenta la cupă după o evoluție apreciată în Slovenia. Denisa, Miruna, Sabina și Gabriela, însoțite de antrenoarea Simona Puiu și de coordonatoarea secției Liliana Băescu, au evoluat cu succes la Ljubljana, la cea de-a 20-a ediție a turneului internațional Slovenian Challenge. Junioarele Stoian și Ciocârlan au concurat în competiția FIG, iar Sabina Enache și Gabriela Constantin au fost înscrise în întrecerea prejunioarelor. Toate au reușit evoluții în urma cărora au cucerit numai puțin de 13 medalii, 3 de aur, 6 de argint și 4 de bronz. În prima zi, cea a concursului de individual compus, Miruna Ciocârlan a reușit să ocupe primul loc și să câștige practic turneul Slovenian Challenge. Tot atunci, prejunioarele au cucerit și ele o serie de medalii. Sabina a obținut de 4 ori argint la individual compus, cerc, minge și măciuci, iar Gabriela a luat bronzul la cerc. În ultima zi a competiției și în urma finalelor pe aparate, zestra de medalii a fetelor ploieștene s-a mărit considerabil. Denisa Stoian a luat aur la minge și panglică și bronz la cerc și măciuci, iar Miruna Ciocârlan a obținut medalia de argint la cerc și minge și pe cea de bronz la panglică.